Bună dimineața tuturor, dacă vă este foame, întotdeauna puteți să apelați la Glovo. În această dimineață, Alexandru Mihalache, country lead Glovo Moldova, e la prima oră, bine ați venit. Mulțumesc. Bună dimineața, presupun că deja ați luat micul dejun, colegii de la Glovo vi l-au livrat. Absolut. Și din start vreau să vă spun un sincer la mulți ani, pentru că ieri ați împlinit un anișor în Moldova. Mulțumim foarte mult, într-adevăr, ieri a fost aniversarea noastră de un an, de când sunteți pe piața din Moldova. Și cum a fost acest an? A trecut foarte repede, asta pot spune. A fost un an plin de provocări pentru noi, dar un an foarte, foarte frumos. Ați reușit să luați turațiile deodată sau a fost ceva specific absolut. Piața noastră? Lansarea a fost foarte, foarte reușită din punct de vedere al specificului pe care îl avem. Desigur, provocări vin zi de zi pentru noi, de aceea nu oprim motoarele absolut niciodată. Câți băieți aveți și fete? Ce echipă aveți aici în țară? În momentul de față avem o echipă locală formată din 9 colegi. Nouă colegi. Și dacă e să vorbim despre echipa care livrează, adică nemijlocit băieții care vin la ușă și livrează produsele? În momentul de față avem 400 de curieri înscriși pe platforma Glovo, din care 250 dintre ei sunt activi în fiecare săptămână. În toată țara? În toată țara. Și în ce orașe sunt disponibile serviciile Glovo? În momentul de față suntem prezenți în Chișinău, în Bălți și în Orhei. Minunat! Și ați observat o tendință, cumva se cultivă și dorința clientului din momentul în care are acces la tot mai multe și de calitate servicii de curierat, de livrare? Absolut, absolut. Observăm o schimbare în comportamentul consumatorului și în dorința lui de a primi produsele preferate în cât mai scurt timp la domiciliu. Asta înseamnă că acest consumator trebuie să deprindă și să aibă o aplicație foarte intuitivă ca să facă comanda sau exact. Doar la telefon? Exact. Aplicația este foarte ușor de folosit. Trebuie doar descărcată și apoi, practic, găsim toate categoriile de care avem nevoie pe homescreen-ul aplicației. Care e timpul de livrare? Da, iată un telespectator acum vrea să îi fie livrat, eu știu, mâncare, dejunul, prânzul, ce-o fi dorit. Cam la ce timp să se orienteze? Ne dorim foarte mult să livrăm toate comenzile sub 45 de minute. Asta este specificul companiei Glovo. De asta vedem mulți dintre cum îi numiți băieții ăștia înscriși în 400 parteneri, colegi. Curieri, sunt parteneri curieri, dar intern ne place să-i numim Glovori. Glovuri? Glovări. Glovări. De la Glovo. Am înțeles, da. Glovări. Sună bine. Și de asta vedem tot mai mulți glovări pe trotinete, pe biciclete, pentru că în felul acesta își croiesc calea mai ușor prin trafic. Absolut, absolut. Curierii pot folosi aplicația Glovo cu orice vehicul de care aceștia dispun. În momentul de față, flota de curier este formată din biciclete, din mașini, curiere sau chiar și trotinete. Mi se pare că aveți și o componentă ecologică în toată treaba asta, din moment ce majoritatea circulă pe trotinete și pe biciclete, adică nu poluează. Absolut, absolut. Ne dorim foarte mult să transmită către curierii toată dorința asta de a ține la mediul din care facem parte cu toții. Și absolut ne dorim și noi foarte mulți curieri pe bicicletă, pentru că este mult mai ușor de livrat într-un oraș, din păcate, aglomerat cum este Chișinău. Da, dar Chișinău are și un specific, un relief, cele 7 coline. Adică cam ia și plămânii. Corect, corect. De aceea curierii pe bicicletă nu vor primi comenzi cu distanțe foarte, foarte mari. Aha. E o experiență cu care ați venit la noi în țară acum un an de zile, o experiență din peste 20-23 de țări, câte țări sunt în această rețea mare de glovări. Eu sunt în Glovo din 2018, practic am ajutat și la lansarea Glovo pe piața din România. M-a ajutat foarte mult această experiență în momentul în care am venit pe piața din Moldova. Cu toate astea, cultura este puțin diferită și, într-adevăr, aici au fost anumite provocări pentru mine, pe care cu siguranță le-am trecut cu ajutorul colegiului meu local din Republica Moldova. Ce experiență v-a ajutat cu precădere din cea importată ca experiență din România? Adică experiența de a face aplicația mai intuitivă sau de a cultiva clientului
pasiunea pentru simplitate de a, de a comanda ceva? Cred că încercăm să ne dezvoltăm în fiecare zi pentru a aduce consumatorului final comenzile în timp. Cred că asta este cea mai mare dorință a noastră și lucrăm continuu să facem posibil lucrurile acestea. Dar un client poate să primească livrarea, e vorba doar de mâncare sau, eu știu, nu, un produs cosmetic dintr-un magazin? Desigur, în aplicația Glovo sunt foarte multe categorii și nu vorbim doar de restaurante, vorbim de farmacii, vorbim de magazine de shop-uri, cum ați spus și dumneavoastră, cât și de magazine de băuturi. Deci cam tot ce încape în ghiozdanul cel mare Gloverului. Absolut, și nu numai. Aplicația este disponibilă și pe iOS și pe Android. Probabil întrebarea asta e și de prisos, presupun că da. Aplicația este disponibilă atât pe Android cât și pe iOS, desigur. Și câte descărcări, dacă e o cifră pe care o puteți comunica acum, câte descărcări în Moldova aplicației? Aș putea să vă dau o cifră săptămânală, de exemplu, undeva la 3000 de descărcări în fiecare săptămână. Da. Vă dezvoltați. Da. Ne bucurăm atunci când avem afaceri care se dezvoltă în Moldova, afaceri internaționale. Da. Care credeți că este următorul pas sau următorii pași în dezvoltarea afacerii la noi în țară? Absolut, ne dorim foarte mult să fim aproape de utilizatorii aplicației, de aceea ne vom continua planul de extindere pe plan național, adică vom deschide aplicația în noi orașe din Republica Moldova. Care sunt următoarele, de exemplu? Nu pot să vă spun cu exactitate acum, cu siguranță până la finalul anului vom mai deschide încă un oraș. Aș putea să vă dau doar o primă sugestie, în Cahul, ne dorim foarte mult să fim prezenți și acolo. Da, e timpul să veniți și în Cahul. Este timpul să venim și în Cahul, cu siguranță. Iar din 2022, în primul quartal al anului, ne gândim să mai lansăm în alte două orașe din țară. Noi vă ținem pumnii. Mulțumim mult de tot. Și cum v-ați obișnuit cu viața în partea asta a Prutului? Dacă tot v-ați relocat cu jobul. Foarte interesant. Trebuie să recunosc că nu știam foarte multe lucruri despre Republica Moldova înainte să ajung aici, dar pentru mine este una din cele mai frumoase experiențe pe care le-am avut până acum. Mă bucur să întâlnesc oameni noi, culturi noi și situații noi, de ce nu, și să învăț în fiecare zi lucruri de la vecinii noștri de peste Prut. Da, sunt sigur că în România o să fiți de valoare înzecită, pentru că aveți și experiența, aceeași limbă, dar e o experiență îmbogățită aici, în partea asta a Prutului. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. La mai mult și la mai mare, vorba aceea, să crească afacerea la mulți ani cu ocazia acestui anișor de Glovo în Moldova. Mulțumim foarte mult. Am discutat cu Alexandru Mihalache, Country Lead Glovo în Republica Moldova.